valorile culturii europene, ca membru al societății liberale italiene și cunoscător a peste 7 limbi străine, amintesc că aici polona, germana, latina, italiana, rusa, franceza, engleza, a avut voința și puterea să deschidă numeroase drumuri pentru generațiile viitoare în cultura materială și spirituală românească astăzi. Și e bine să amintim acum, în acest an, câteva din aceste momente. A pus bazele învățământului în limba română în Moldova. Astfel, în anul 2009, deci în acest an, se împlinesc 185 de ani de la înființarea de către ASACHI a primei grupe de învățăcii de ingineri hotarnici cu predare în limba română în cadrul Academiei Domnului din Iași, unde se preda până atunci numai în limba greacă. Și în altă limba, limba greacă era de bază. Și ASACHI s-a luptat greu atunci ca să pătrundă cu limba română în Academia Domnească. De asemenea, în 1828 amintim că înființează primul gimnaziu în limba română, Gimnaziul Vasilian din Iași. A editat și tipărit prima gazetă în limba română, Albina Românească din Moldova, în urmă cu 180 de ani. Deci, iată un alt eveniment important și, de fapt, cu ASACHI, cred că putem să sărbătorim în fiecare an de acum, colo, cât un asemenea eveniment. Atâte multe lucruri a făcut pentru nația română. A creat condițiile pentru deschiderea primei școli de teatru în limba română, în anul 1835 la Iași, Conservatorul Filarmonic și Dramatic. În 1840, în cadrul Academiei Micăilene, ca să vedeți până unde a mers, exercițiile de not și gimnastică. Deci putem spune prima școală sportivă românescă. Deci până și de sport s-a ocupat acest lucru, care foarte bine l-a descris Nicolae Iorga, cum arăta mai devreme. Creează în 1832 prima tipografie în limba română din Principatul Românesc al Moldovei. A contribuit de asemenea la cizelarea limbii române prin opera sa literară, poezii, fabule, articole în presă, încercări de dramaturgie. O să aveți ocazia să ascultați versuri. Câteva versuri în anul, în acest an, care este un an comemorativ Ștefan cel Mare. 505 ani de la moartea Marge Domnitor. Și ASACHI a dedicat o poezie. De asemenea, ASACHI a fost și poet liric, a fost la oricare tânăr la vremea aceea îndrăgostit de o tânără italiancă, prima iubire, Bianca Filesi, care i-a dedicat 33 de sonete. De fapt, dacă nu mă înșel, nu sunt specialist, este primul care... Primul sonetist. Primul sonetist, da, sonetist la noi. Și el o alinta Leuca pe Bianca, de unde poemele lui se numește Leucaide. Și o să recite, nu? Am selecționat câteva versuri. ASACHI a fost preocupat și de dezvoltarea și cizelarea gustului pentru frumos la tinere generații de români moldoveni, reușind să întemeze și învățământul de arte plastice cu limba română, inspirat fiind de cunoștințele dobândite în Italia, care referendar astfel legat de acest lucru, pentru că o să urmeze vernisajul acestor expoziții, care referendar al școlii românești impune disciplina desenului și picturii în mai multe școli. Astfel, la Gimnaziul Vasilian introduce pentru prima oară cursurile de caligrafie, desen, peisajuri și flori. Predat la început de un pictor adus de ASACHI pe cheltuiala lui de la Viena. Iar chiar el va preda la Socola, la școala la Socola, caligrafia, desenul și planurile topografice. Rodul cel mai important al acestui efort a fost apariția unei adevărate școli de pictură românești, a cărei valoare a fost recunoscută peste hotare. Talentele de care poporul nostru n-a dus din s-au putut scoase la lumină grație lui ASACHI și în acest domeniu. Nu întâmplător, chiar la Fianța, baștina lui ASACHI, au creat unii din cei mai mari pictori români din familia Verona, Artur și Paul, al căror nume este legat și de Târnauca. Iar de-aia trebuie să înțelegem de ce s-a ales Târnauca și pentru vernisajul acestei expoziții. Bine, și datorită colectivului inimos de aici și a oamenilor, că omul sfințește loc. Așa? Dar pictorii Verona, Nicolae Verona, bătrânul și fiul lui Paul Verona, au avut aici o moșie de 50 de hectare și o fabrică de stil la Târnau, ca o paranteză. Astăzi întindem un arc peste tip, readucem spiritul pictorilor Verona la ei acasă și totodată să admirăm și picturile tinerilor talente românești
din Terța și Târnauca, care